să fiu programată cu această carte după Horia Patapievici și Ani Uri, pentru că el tocmai se plângea că a fost urât și porcăit în spațiu public și eu mă gândeam, ascultându-l, că există cel puțin două personaje care au fost și mai urâte și mai porcăite în spațiu public din anii 20 și până în zilele noastre, așa că au o experiență vastă a Urii. Deci am scris această carte tot din întâlnirea cu resentimentul și cu ura față de aceste personaje. M-am dus la un târg de carte și între evenimente am vizitat o librărie, iar librarul, care era un cititor pasionat și un domn avizat în materie de istorie, când am ales o carte despre Carol al Doilea, s-a uitat destul de prunt la mine, iar eu l-am întrebat altceva despre Carol al Doilea, mai aveți? Iar el mi-a răspuns, în afară de resentimente, nu mai am nimic altceva. Și atunci m-am gândit că ar fi poate bine să scriu această carte și am să încerc pe scurt să vă convin de ce ar merita ea citită. Întâi, cred că ar merita citită pentru că povestea vieții oricui ne învață câte ceva despre povestea vieții noastre. Lașitățile, nedreptățile, dramele, situațiile dificile, iubirile, morțile, dezastrele, toate sunt despre noi toți și ne putem regăsi adesea în situații de viață pe care și alții le-au trăit înaintea noastră. Este așadar un prilej de a ne întâlni cu o experiență de viață care ne-ar putea fi de folos sau care ne-ar putea învăța ceva. Pe urmă, de ce cred că ar mai merita citită această carte? Aș zice că din curiozitate, ca să puneți în oglindă ceea ce știți sau ceea ce credeți că știți despre acest cuplu, cu ce veți regăsi în această carte din documente de epocă, jurnale, memorii, scrisori și gânduri ale contemporanilor. E foarte interesant și poate că simțim că ne funcționează mintea mai bine și ne merg gândurile mai rapid dacă punem în cumpănă ce știm cu ce vedem că au gândit alții despre ei în epoca respectivă. În sfârșit, e o carte pentru care îi mulțumesc editurii Humanitas, care arată foarte bine, e frumoasă, e plăcută ca obiect, are și poze în plus. Și un alt motiv, poate nu cel din urmă, pentru care ar merita poate să citiți această carte, e că e înscrisă într-un stil pe care eu îl datorez experienței mele britanice și nu întâmplător, astăzi Marea Britanie este invitata acestui târg, astăzi, ieri și mâine. Și e un stil anume în care britanicii scriu biografii. De altfel, cu ocazia asta, vă fac o invitație pentru mâine la 11, la întâlnirea cu o scriitoare britanică, Sarah Perry, cu care vom vorbi despre religie și literatură. E o scriitoare foarte interesantă, merită să o cunoașteți. Revenind, deci, s-ar putea să vă placă povestea, s-ar putea să vă simțiți târiți în această poveste, care mai puțin convențional îmi place să cred și care poate că vă va pune un pic pe gânduri și dacă se va întâmpla lucrul ăsta, mă declar mai mult decât mulțumită și vă mulțumesc în avans că ați citit sau că veți citi această carte. Acum le dau cuvântul unor doamne care vor ști să vă spună mult mai bine decât mine, dacă merită sau nu citită această carte. Doamna Ioana Purvărescu.